acest creuset am pus o picătură de mercur. Cunoașteți că mercurul este singurul metal lichid, numit în popor și argint viu. Peste el vom pune o soluție de azotat de argint. Cred că este suficient. Și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mercurul se află în seria activității chimice a metalelor înaintea argintului. Prin urmare, mercurul scoate argintul din compușii săi. Deci, ar trebui să vedem formarea argintului. De obicei, reacțiile metalelor cu săruri sunt reacții lente și deci durează mai mult. Vom reveni. Iată, argintul care a rezultat în urma reacției dintre azotat de argint și mercur s-a aliat cu mercurul și a format amalgam de argint. În mod normal, argintul când este scos din compușii săi se negrește imediat deoarece se oxidează în aer. Dar priviți, în acest experiment, datorită faptului că s-a amalgamat cu mercurul, iată ce frumoase ace argintii a format argintul și nu s-a mai oxidat.